Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă Kizoa Movie Maker Mobile App. Mergem în magazin Play. Căutăm Kizoa și apăsăm Instalează. După cum vedem, descărcăm Aplicația din uh, magazin Play și apăsăm deschide și ne scrie Start making a movie adică începe să realizezi un filmuleț apăsăm pe plus și ne trimite la editor și putem adăuga ca și portret, ca și pătrat sau ca și tip vedere. Noi acum o să alegem tip portret. Da, deci avem o petrecere, de exemplu. Selectăm imaginile și dăm OK. După aceea avem uh, posibilitatea 3D, mai multe modele de design. Vedeți? Putem adăuga. Selectăm aici care ne place. Story. Da? Se derulează ca o carte. Dăm ok. Putem ca să adăugăm imagini. În imagini putem de asemenea să adăugăm sunete sau să ne înregistrăm noi. Da? Vedeți cum se derulează. Și mai departe ca să salvăm filmulețul pe care noi l-am realizat apăsăm, avem un dreptun cu o săgeată în sus. Apăsăm pe el și putem să-l salvăm ca filmuleț, putem să-l trimitem pe Facebook, pe Twitter, pe Gmail. De asemenea, putem să-l salvăm în fotografiile noastre. Apăsăm în Fotos. Și după cum vedem, filmulețul nostru se încarcă în fotografii. Cum putem vedea, filmulețul nostru s-a salvat. Mergem în la galerie. videoclipuri și vedem că aici este și filmulețul care tot tocmai l-am realizat cu Kizoa. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian. Expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul curriculum relevant educație deschisă pentru toți cred.